De la idee la un business inteligent. Află cum poți atrage finanțarea potrivită. Împreună cu ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR. Salut și bine ai venit la Bani în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În săptămâna aceasta revenim către antreprenori pentru a discuta despre digitalizarea IMM-urilor și companiilor în general. Statistica ne arată că doar 17% dintre IMM-uri active în România sunt tehnologizate. E timpul să schimbăm aceste date și tu să-ți digitalizezi afacerea. Programul de digitalizare a IMM-urilor poate fi soluția potrivită pentru tine, pentru că se pot accesa până la 100.000 de euro fonduri pentru adoptarea tehnologiilor digitale prin acest nou program din PNRR. Practic, avem toate aceste resurse, valoarea grantului care poate fi cuprinsă între 20 și 30.000 de euro pentru micro-întreprinderile care au sub 9 angajați, apoi 20-50.000 de euro pentru întreprinderile mici, care au între 10 și 49 de angajați, iar suma se poate duce până la 100.000 de euro pentru întreprinderile mijlocii, care au între 50 și 249 de angajați. Practic, acest număr de angajați se referă la numărul mediu de salariați raportați în ultimii 2 ani fiscali anteriori. Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb valabil la data semnării contractului de finanțare și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderea mică și mijlocie. Fondurile pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor eligibile, care, pentru a da câteva exemple, se pot duce la achiziții hardware, echipamente pentru automatizări și robotică, dezvoltarea aplicațiilor software sau cumpărarea de licențe. Putem avea soluții de ERP, adică Robotic Process Automation, achiziții de sisteme de inteligență artificială sau training de personal pentru dobândirea de competențe digitale și consiliere și analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice necesare pentru afacerea ta. Proiectele pentru finanțare se transmit online doar între 15 februarie și 18 aprilie, la momentul acestei analize, să vedem dacă mai suportă și alte amânări, pentru că inițial programul trebuia să înceapă cu 1 februarie și se pot depune online numai pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro. Spuneam că 90% din cheltuielile eligibile pot fi acoperite prin fondurile obținute prin programul pentru digitalizarea IMM-urilor, iar diferența de 10% reprezintă cofinanțarea ce trebuie asigurată din surse proprii de către beneficiar, sau dacă nu ai aceste fonduri pentru cofinanțare, există soluții de creditare punte oferită de bănci pentru accesarea banilor necesari. Judecând după soluțiile din piață, am făcut o analiză, am observat că perioada de finanțare a creditelor de investiții punte pentru accesarea fondurilor nu depășește 10 ani. De asemenea, perioada de tragere a fondurilor de obicei nu depășește 24 de luni, deci practic 2 ani, dar atenție, nu mai mult de perioada maximă de implementare a proiectului și eliberarea fondurilor se face numai în baza documentelor justificative de achiziție sau contractare cheltuieli eligibile. Perioada de grație în care nu se rambursează principalul, deci decât dobândă, este de maximum 24 de luni, între 1 și 2 ani, iar costurile de finanțare implică indicele de dobândă plus marje variabilă. Analizând datele publicate de BNR, dobânda analizată medie pentru creditele noi acordate companiilor este de circa 10%, cu siguranță o să scadă în linie cu inflația, dar să nu uităm, 90% din bani sunt fonduri nerambursabile. Este o oportunitate interesantă pentru digitalizarea IMM-urilor, cu fonduri gratuite în proporție de 90%, care poate ajuta afacerea ta să fie mai competitivă și eficientă. Așa că spor la idei și succes la atragerea fondurilor pentru creșterea business-ului. În episoadele următoare te ajutăm și vedem care sunt etapele de contactare, câteva bune practici și cele mai des întâlnite erori ale antreprenorilor în procesul de atragere a fondurilor europene. Discutăm cu profesioniști
în domeniu cu o vastă experiență. Țineți aproape și până atunci nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare, fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Ai urmărit Banii în Mișcare, o emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare, BCR.